are relații cu Iordania. Un abator în zonă ar fi foarte, da, foarte mult. Și, și dar vrea să facă și o fiică și și oaie. Oaie ar fi foarte interesant. Deci putem să-i dăm. Și oricum, îi dăm echivalent, nu-i va ajunge și obligați să concesioneze restul. Trebuie să-i dăm undeva. Da, amatorul poate să facă parte din stațiale. Sunt eu cam pe un teren din an, orice se poate face. Dar la fel, localități obligatorii. Dar nu-i la fel, și la fel, și la fel, și la fel, și la fel, nu poate, și noi... Hai mă, pe acolo, dincolo, lângă mare, mă, omule, mă, ești mai aproape. Și pe la fete, mă, ăla peste variantă. La ultima casă, acolo e 1500 de euro. Da, se gândea așa, știu eu. Și ne privim la valorificarea cestul de oaie, care la noi este o problemă. Ca și cu târgul, ia de unii. Ia de unii. Mai sunt aici, discutam ieri cu capul ședinței, domnul Aroanea Rodinovicu, de momentul în care cineva vrea o suprafață, sau noi ne vedem un imobil, respectiv teren, noi vrem să ne vedem iară la un schimb de teren. Să pune problema totuși și ce vrea respectivul să facă. Aici vorba lua din discuție în discuție. Nu scrie de abator, nu scrie de nimic. Trebuie să avem o casă. Îl scrie în cererea lui. Perfect, dacă scrie, este în cererea lui. Dacă au făcut și la precizare, dar avem niciun motiv. Da, să vedem. Când de cumpărnia orașului Slata, la data de 14-4-2005, eu simt București, acum frate, la Fredo, felicitate de copii de consum, așa, terete acest bază de materii prime, 5-6-6 metri pătrați, teren de acces coș, dispersie, 32.047 metri pătrați. Hectare, așa, nu mă acces la baza de materii prime, nu mă acces la baza de materii prime. Având în vedere faptul că în prezent se află derulare de către primărie, primăria Zlana, proiectul de aplicare ecologică a zonei industriale Zlana, pe amplasamentul fostei uzine de cupru și creierului parc industrial, vă propune ca în schimbul terenului lor, menționată în acest proprietatea noastră, care sunt incluse în acest proiect, să ne fie dat la schimb un alt teren de valoare cadă. Acest teren urmează a fi inclus într-un proiect al societății noastre de construire la Zlana, a unui complex de industrie alimentară, ce va cuprinde un abator, unitate de centralizare a laptelui, studiile efectuate în acest sens, indicând că zona oferă condiții optime pentru aceste activități din punct de vedere al materiilor vine, cât și al forței de muncă. Față de cele de mai sus, vă rugăm să supuneți dezbaterii și aprobării Consiliului Local Zlana propunerea noastră urmând ca investiția noastră să fie demarată în cursul semestrului 2 acestui an. Președinte, este perfect Iosif, dacă se menționează. Formula asta, eu zic că nu este nimic rău. La orașul, doamna doctor. Cu precizarea respectivă. Să vină reprezentantul aici și ne vine de acord. Sigur că da, dar deci formula asta de să se menționeze, dăm expres condiția de a face această chestie. Arabul vrea să face schimbul și pe aia zice mers în schimbul. Dar dacă nu precizează chestia asta, schimbul devine nul de drept. Da, devine nul de drept. Dar de ce? Condiționăm. Când ai făcut, da, când ai făcut timp, când ai făcut toate, normal. De ce mă preferi? Ce se fac? Pentru mine, ce mare de întrebare, de ce nu s-a întâmplat de el până acum? Și cum asta, hai să uite la primul acolo, inițiere de mers. La inițiere de mers, de asta înseamnă că să se întâmpleze pe teren. Și să vină aici după. Nu, 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 să vină aici după. Băi, noi nu putem face un schimb cu el până nu el e proprietar pe ce vrea să schimbe cu noi. Să spunem la pot și vrea să se întâmpleze și pe aia. Dar dacă e individual. Păi dacă el vine ca și proprietar de drept întâmplat. Am vrut să-l privesc. Deci ce e făcut investiție pe drum și să mă duc să-i spui că atâta costă cum a făcut becari cu stadionul Steaua. Da? Factură. Asta e mai curent.
Să nu uităm că e arat. Dacă avem un teren undeva, să-i dăm. Adică vă și credem că vin și le-am spus să ajunge. De ce? Care e motivul? Are același drept. Hai să dăm dacă ai chemam la aici, domnule, vrei să faci un lavator și fabrică de lapte, îți dăm gener și după aia discutăm. Oricum chestia asta registrează și o putem ieși pe ea oricând. Nu-i voi. Nu, dar ce? Am o întrebare către domnul Delio. La știe. Nu știe mai mult de la fabrică. Pe unde se duce mistul? Da, la oameni, dacă aveați, luați și voi. Mistul și cu Ardeam, pe unde o să meargă acolo? Aici a fost încurcat, ca cei de oameni cu cazul ăla. Nu vezi? El a băgat drumul ea în ploastă. Acum rău te-a putut chef. Nu aici, m-am dat tace din gură că nu știe. Sau... Deci am întrebat. Așa, da. Dar cum așa a fost? După să ia tace pe familia Nisto, care problemă? Ei au bucat, cum au văzut? Păi la mine mi-au văzut mie metalurgie, spuneam la metalurgie, chiar sub zânt acolo la ei. Nu. Cum am măsurat acolo? Ce parte are să fie acolo? Nu pot să-i fac să nu mai intre metalurgie niciun. Nu. Sunt multe chestii care le cunoașteți. În afară. Da, da. Nu le mai spun, lasă-mă. Dar ce? Banii de sub terenul, de sub terenul lui Iulie, nu vând la fiul cel țin. Da, da, da. Sigur, așa și este. Așa face cutia. Da. E tabulat și la mare, e cauză și pentru că nu a venit, îl face, că nu se pierde timp omul ăla, nu-i interesant. Nu vine, bă, l-a strimit un om. Nu spune așa, dacă suntem de acord cu inițierea de mers, o trebuie să nu schimb de teren. Care presupune? Ei să se tabuleze, ca așa nu putem discuta dacă nu propieza. Și să vină la discuții. Și să vină la discuții și atunci exact ce-o propun și comisie. Suntem de acord să-ți facă lavatorul, dar să vină la licitație, că avem teren să-i dăm. Să și treaba. Cine este de acord cu articolul 1? Mulțumesc. Împotriva ține. Articolul 2. Împotriva 3 oameni. Puiuleț. Aripa de stânga, dumneata, cu aripa de dreapta mea. Deci, vreodeți, o doresc ușor rău. Deci, nu vorbim și altă propunere. Bă, au propus altceva, punctul 1. Punctul 1, inițial. Nu, n-ai fost de acord, dar... Nu, care, da, să se justifice bobărul. Ce m-a zis? Să se justifice ce este împotriva. Ar fi trebuit dacă așa să scrie de ce e împotriva. Da, da, ok, hai că lăsăm. Articolul 2. Consiliul local este de acord cu comandarea documentației care stă la baza schimbului de teren, sprevită de evaluare vorbilor care fac obiectul schimbului. Nu. Cine este pentru? Dați voi să iau o planșă de acolo. Ia, eu dau, voi, dacă tot voi dau la. Dar poți călca, fiat, pe prima dintre picioare, un picior pe umăr. Vă să mă atunci pe fiecare. Hai, uite-te acolo, ca unde-te acolo, colțul ăla pe loc. Da. Ca să se vadă, să rămâne dovezile. Deci eu am copetul, cine se abține? Ziciul, cine e împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13. M-am 11 rău, oricum va trebui să facem, de asta am tot de acolo. Ori așa, ori așa va trebui să facem. Deci, ați spus la vot comandarea expertizei articolului 1. Da. Pentru. 1. Împotrivă? Am numărat 11. Dar mai numărat 5. Dar ce trebuie să facem noi? Deci, schimbul. Eu îl interesează. De schimbul nu putem face fără evaluare. Auzi, deci în momentul în care vreți să fie de acord cu acest schimb, el clacă și va face și favoarea lui. Și se va negocia. Da, da. Noi nu putem negocia pe povești. Pentru că se comandă lucru. Nu. Deci, ar trebui să facem n-are rost să ne mâncăm banii noi pe dar dacă zice că el a făcut la rei deja. Păi am făcut... Fiecare justifică cum vrea. 3. Schimbul... Nu, stați un pic că n-am scris. Deci împotrivă 11. Faptul trebuie să abține. Abține 2. Care sunt cei ce atunci a identificat? Cine să abține? Niciunul. S-a dat că sunt împotrivă. Sorin, tu? Sorin, 1. Și problemele. Și-o bătut. Bate. Deci atunci articolul 3 pică. Păi auziți, acum
Inițierea demersurilor pentru un schimb. Asta face pe valoare, dar am zis că 215 scrie întotdeauna la baza schimbului de teren se expertiza de evaluare. Ai spus-o, cu votare, da. Ora 100 și restul, și așa am votat. Doamna secretară, dacă noi îl facem...